Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud, you can never doubt. Bună seara, Robi, un meci extrem de spectaculos, 5 oameni în ring, tu câștigătorul. Bună seara, da, într-adevăr un meci extraordinar. Am fost un pic așa out la început, n-am știut cum să mă adun, unde să mă duc, dar până la urmă zodiile au fost prielnice și am câștigat acest meci. N-a fost o strategie pentru tine să stai și să te uiți cum încep luptele între ei și tu să vii la final să dai lovitura decisivă? Nu, sincer am crezut că vor sări toți pe mine, am avut acest sentiment toată perioada pe care m-am antrenat, că vor sări pe mine și o să încerce să mă scoată. Îi respect pe toți, sunt prieteni cu toți, am vorbit cu toți, dar până la urmă trebuie să fac ceea ce este mai bine pentru mine. Sper că Alex Zanaga nu este accidentat. Bobicioiu știu că e bine. Asta a fost să fie în acest meci. Am văzut două lovituri într-adevăr fulgerătoare, dacă ar fi să ne luăm după filmele chinezești din trecut. Acea lovitură aplicată lui Zanoagă și ultima lovitură pentru Bobicioiu. Cât de mult le-ai lucrat, Bob? Cât am avut timp? Am antrenat, am avut timp 2 luni și jumătate, dar doar în ultima lună am tras mai serios de mine. Pentru că mi-a fost frică de accidentări, am avut sper, nu sunt tânăr ca și ei și deocamdată mă simt ok, sper să pot să duc la sfârșit și celălalt meci care îl voi avea. Păi am să te întreb dacă în ultima perioadă te-ai mai antrenat și cu Iancu. Data trecută la meciul pe care l-ai câștigat, ai avut o susținere din partea lui, acum a venit fizic să te ajute? Trebuia să apară fizic, dar din păcate nu a reușit să vină. El are un meci foarte important în 27 octombrie, la care și eu și Bobby o să mergem și poate mai facem revanșă acolo, dacă bem mai mult, dar nu bem. M-a sunat ieri să-mi spună că îi pare rău că nu poate să vină și îl înțeleg, pentru că este un moment foarte important pentru el și toată energia lui este îndreptată acolo. Și ce mesaj ți-a transmis? Succes, bineînțeles, că are încredere în mine. Uite, a avut încredere în tine, prima etapă ai câștigat-o. Ne vedem la final? Da. Câștigător de întreg. Oricum sunt câștigător, că am ajuns deja acolo, nu contează. În momentul în care urci în cușca asta, nu contează rezultatul, ești un câștigător. Mulțumesc! Tu pentru cine lupți? Pentru mine. Bună seara, Angelo, și felicitări! Ai câștigat un meci în care ai învins 4 adversari și apoi ai avut o finală foarte grea cu Robi Mon, unde ai pierdut la limită. Da, să rămână, mulțumesc frumos. Într-adevăr a fost un meci foarte greu, pentru că omul e maestru, face sport de viață întreagă, dar eu sunt fericit că în seara asta am reușit să duc performanța de a învinge în meciul de 5 și ulterior, cu energia pe care am avut-o, să pot să fac față 3 reprize și chiar să mă simt foarte bine, mă simt cel mai ok după meciul ăsta. Deci, tot felicitări lui și ce să zic, o să revin în forță. Hai să o luăm cu începutul cu piramida. Cum te-ai acceptat să lupți acolo? Până la urmă, într-un meci cu 5 persoane în ring se poate întâmpla orice. Cum am văzut provocarea la domnul Sebastian Vieru, imediat am dat mesaj Mădălinei, pentru că îmi plac provocările, îmi place adrenalina. Îmi place să dovedesc, sunt un tânăr motivat și mă antrenez foarte mult și motivez toată lumea să facă sport și exact de asta am vrut să dau un exemplu frumos. Care dintre adversari te-a deranjat cel mai mult? Dintre cei 4? M-a deranjat. Nu neapărat că m-a deranjat cineva. Am vrut să-mi scop pe Dinu pentru că a făcut sport în trecut și are forță mare pe lovituri. Și totodată mi-era frică de un scenariu în care să vină cineva pe la spate. De asta am încercat să mă echilibrez puțin. A fost o luptă foarte frumoasă. Toată lumea a declarat-o poate cea mai interesantă a serii. Să rămână, mulțumesc frumos. Dacă publicul spune asta, n-am ce să fac decât să le mulțumesc. Ești un tip foarte modest, te-am văzut și în conferință
conferințele de presă, niciodată nu ai atacat verbal pe nimeni, ai mers numai pe sport. Cum reușești să-ți... Asta sunt eu ca persoană și nu o să fiu niciodată fake și dacă așa sunt eu în spatele camerelor, de ce să nu fiu așa și în fața camerelor? Cum a fost pentru tine discuta cu Robbie Mund? Robbie Mund, cunoscut oamenilor de acasă ca și antrenorul lui Ian Custer, un om cu o carieră în spate. Robbie Mund, pe lângă centură neagră, a luptat și pe Kyokushin, ceea ce înseamnă mult picioare. S-a văzut, am în casa bine pe picioare. Referitor despre luptă, am avut așa o teamă să nu mă ducă la sol. El fiind centură neagră, nu avem ce să fac la sol. Și am încercat să țin tempo în picioare. Mulți spun că puteam să mă duc mai tare, dar în momentul în care riși să dai prea tare sau să faci un pas și nu ți iese, te gazezi foarte tare și te supui unui risc. Și am vrut să duc la 3 reprize la split decision. N-a fost să fie de data asta. Te vezi să mai lupți cu el într-o altă gală? Te vei pregăti altfel? Cu siguranță, nu că eu îmi pregătesc mereu cât pot de mult. Nu m-am dat bătut la niciun antrenament de până acum, am făcut 2-3 antrenamente pe zi. Sper că s-a văzut și mesajul meu pentru tinere să facă sport, să mănânce sănătos și să nu asculte de restul lumii. Cine te-a susținut în această gală? Cine este aici în sală? Este iubita mea și mai sunt mulți prieteni apropiați de la mine din cartier. Deci, mare parte Berceniu și mulți oameni de pe internet pe care îi apreciez și cărora le mulțumesc. Uite, Berceniu a fost cu tine și oamenii care te îndrăgesc acolo. Te felicităm încă o dată pentru felul în care ai luptat astăzi, ai stat pe picioare și ai fost la mustață, cum s-ar spune, de o victorie mare. Română, vă mulțumesc frumos, promit să revin în forțe mult mai mari și ce am nevoie este timp de antrenament și o să dovedesc că ce am dovedit și până acum că cum ca bate tot. Mulțumesc foarte mult! Robbie, felicitări, ne vedem după a doua victorie de astăzi, așa cum preconizam și la discuția anterioară. Tu ai fost și favoritul publicului, ai și câștigat. Da, nu știu dacă am fost favoritul publicului pentru că e la el acasă, Angelo e de aici, din București. Și da, sunt curios să văd cum se va comporta publicul cu mine când o să pierd, pentru că deocamdată doar am câștigat și noi cam știm să ridicăm pe oameni numai când la bine, la greu, nu prea. Cum ți s-a părut Angel? Este singurul, de fapt nu singurul, este la el m-am gândit cam cel mai mult că probabil vom ajunge în finală și îmi doream să ajung cu el, deoarece și el promovează sportul și este singurul care nu vorbește urât dintre toți cei care au fost acolo. Și mi s-a părut foarte puternic, e mai greu ca mine, mai înalt ca mine, dar așa cum am spus și în ring, experiența în seara asta a câștigat în fața frumuseții. Câștigătorul acestei piramide urmează să se întâlnească în ring cu George Zănoagă. George Zănoagă, știi foarte bine, a luptat cu Iancu, Iancu fiind elevul tău. Îl vei răzbuna pe Iancu în următorul meci? Într-adevăr, mi-aș dori să câștig pentru că George are centură de campion. Eu am o altă centură, care nu este o centură de campion, este o centură făcută mai mult pentru show. Dacă câștig, nu cred că este o răzbunare, pentru că nu pot să mă gândesc așa la răzbunare, că atunci n-aș mai gândi clar în meci. Dar cred că i-ar place lui Iancu să câștig. Se vor inversa rolurile. Îți mulțumesc mult de tot pentru astăzi, pentru faptul că ai stat de vorbă cu noi și încă o dată felicitări! Bună seara, Codruț! Bună seara, Sorumâna! Văd că ai venit cu mare gașcă aici. Vreau să-i prezinți tu. Nașul meu. Bună. Bună seara. Șefa. Șefa.
Este pentru prima dată când în public la o emisiune o arăți pe șefa ta. Se obișnuiește repede. Se acomodează, se obișnuiește. O cunosc foarte bine pe ea. Am mai văzut-o la alte evenimente. În general a vrut să stea deoparte, să stea în umbră. Dar, uite, acum am fost alături de tine. Cum e Diana să fie alături de tine? Păi, în seara aceasta am venit să-l susțin pentru că la gala trecută, cu meciul cu Romeo, nu am fost prezentă și eram puțin nervoasă. În seara asta, fiind o gală mare, am zis că vreau să fiu prezentă, să-i dau forță. Și se vede rezultatul. Codruț, ai luptat foarte bine. Ce s-a întâmplat la final? După ce am bătut pe doi, n-am mai avocat pentru a treilea. N-am putut să mă învârt pentru că un meci de 5 e foarte mare tensiune și n-am știut unde să mă uit la tot. Nu puteam să fiu atent. Ce ai simțit din partea prietenilor tăi? Susținere, chiar i-am văzut, mă uitam în dreapta mea și i-am văzut cum fac. Am venit de două ori o bătut. Odată n-am venit, o pierdut. Păi, de data viitoare, Alejandro, să nu mai absenteze. Păi, așa o să fie. În cazul tău? Îl felicităm pentru meciul făcut, un meci foarte frumos. Și, după părerea mea, a fost cel mai bun din acest meci. Așa e, dar ce s-a întâmplat cu el la final? A bătut prea mulți deja. Angelo s-a odihnit, după părerea mea, și el a rămas pe final obosit. El a pierdut gazul, cum se spune în lumea asta. Exact. Dar noi îl felicităm și a făcut un meci foarte frumos. Așa e, și eu consider că ai făcut un meci foarte frumos peste așteptări. Spuneai că ești foarte fericit. Vreau să ne povestești un pic despre Diana. Păi, am întâlnit-o cu un an de zile, gen totul a început, nici eu, nici ea nu ne-am gândit că o să ajungem așa departe și cu timpul chestiile au evoluat, chiar dacă cândva am vrut să le oprim și au fost situații rele și am rămas unul lângă altul, pentru că certurile mai repede te construiesc decât să nu ne-au rupt, ne-au construit și suntem bine. Se vede că stai bine. Cum este Diana, un bărbat precum Codruț? Păi, Codruț are foarte multe defecte, dar are și foarte multe calități și eu încerc să-i văd calitățile și defectele să le las la o parte. Cum te-a cucerit? Poftim? Cum te-a cucerit? Păi m-a cucerit, nu știu, cum a spus el, nu ne-am așteptat nici. La ora 5 dimineața în Italia am văzut o bună într-un ochi verde, zic hai că trebuie să ajung la ea cumva. Bine, m-am gândit cu o scurtă perioadă, da? Nu mai cu condiția. Socotela de acasă nu se bucă cu cea din târg. Codruț, cer sincer din punctul meu de vedere. Tot timpul sincer pentru. Da? Asta mă definește, na. Lumea deja mă știe, cine sunt, n-are rost să vin cu povești. Da, așa e și eu vreau să le spun celor de acasă că știam de relația pe care Codruț o are cu Diana. Și mi-a spus și el la început că nu o să fie așa ceva. Ce și cum, și n-am știut, nu puteam să dau un pronostic să mă gândesc, pentru că nu puteam să-mi fac clar, n-am știut ce vine, m-am adaptat după situație, cum a venit. Așa este. Cum l-ai susținut tu înainte de meci? Păi, înainte de meci, bineînțeles, de data aceasta el s-a antrenat foarte mult, s-a ținut de antrenamente, iar eu i-am spus să lase emoțiile la o parte și să dea ce are mai bun, pentru că el este foarte bun, doar că îl copleșau emoțiile. Nu e greu pentru o femeie să-și vadă iubitul în să primească o lovitură? Ba da, este foarte greu, dar, cum a spus el, eu sunt ca un pitbull și în momentele alea îmi vine să intru acolo în ring și eu să mă lupt alături de el. Dacă e ca un pitbull, te antrenezi cu ea? Pe timp de noapte, da. Spunea că e ca un pitbull iubita lui. Voi sunteți cei mai buni prieteni. Așa este? Da, așa este. Chiar vineri ne-am antrenat înainte de meciul lui. Am făcut un antrenament împreună să fie pregătit în formă maximă. Și a fost în formă maximă. Și să ne pregătim și de un meci al Dianei? Cine știe, dacă ea își dorește, așteptăm să vedem și pe ea dacă își dorește să intre în gală. Niciodată nu se știe. Eu vă felicit pentru meci și sper să ne revedem tot așa cu zâmbetul pe buze. Mulțumim frumos, rămâna!